Salutator, bine v-am găsit la o nouă reacție și la un nou episod din Sirenele. Prima transformare. Bun. Deci hai să începem cu reacția. Povestea îmi place foarte mult povestea, adică nu fi scenariul cel mai bun, adică găsește un medalion într-o cadă, adică un medalion într-o cadă. Medalion într-o carte. Ce ciudat. Și patru fete în același loc, zi de naște. Și la aceeași vârstă. Adică ceva mai ciudat, atât nu se poate. Dar oricum, vreau să știu ce se întâmplă mai târziu, da? Filmez, bun. Vreau să știu ce se întâmplă cu toată povestea, ce se întâmplă cu ele, dacă se află secretul, că sunt blablauri. Asta vreau să știu mai departe. Mă rog, hai să începem. Direct. Din episodul anterior. Da? Poate este al unei sirene. Sirenele nu există. Cine l-a fi pierdut? Selena să trăiască, Selena să trăiască, la mulți ani! Stai, ce mai faci? Te cunosc? Era chiar cel de-al treilea medalion al sirenelor. Bine, dar să știi că așa s-o pierzi toți prietenii și poate chiar și pe mine. Mă rog! Destinul a făcut ca cel de-al patrulea medalion să fie găsit chiar de Lena. Ești Selena. Da, și tu? Ricky. Kira a găsit cel de-al doilea medalion al sirenelor chiar în cartea pe care o citea cu mama ei. Nu vreau să mă calmez! Nu merit să fii prietena mea! Reamintesc partea asta. Are ochi albaștri. Și pe asta o amintesc. Ce faci? Vorbeai singură? Ce faci aici? Lena, ești bine? A fost odată ca niciodată un tărâm magic peste mări și țări ascuns de lume, unde existau așa numitele sirene. Acestea au fost alungate de printre muritori și nici în ziua de azi nu se știe dacă mai există. În schimb, se spune că, înainte să fugă, regina tărâmului sirenelor a aruncat în ocean cele 5 medalioane fermecate, menite să transforme pe oricine le purta și atingea apa la 16 ani, în sirenă. Au trecut mii de ani de atunci și nimeni nu a mai crezut că vor fi găsite vreodată. Până într-o zi, când destinul a hotărât ca unul dintre medalioane să fie găsit de o fetiță mică și brunetă pe nume Selena. Îmi place muzica asta. Sirenele, episodul 2, prima transformare. Bun. Ți-am găsit medalionul. Arată exact al meu. Ce? Wow, exact la fel. De unde l-ai? Din piață. Glumesc. L-am găsit în cadă când eram mică și de atunci nu l-ai dat jos. Într-o cadă. La fel, am găsit chiar în piscina asta și de atunci nu ne-am mai despărțit. Hei, doar n-ați uitat de mine.
Eu sunt Selena și iubesc să probez haine. Ce fată nu iubește asta? Chiar. Dar credeți-mă, e foarte greu să alegi. Ce fată nu iubește asta? Știți, petrecerea fetei prietenilor de familie la care am fost obligată de mama să merg. Iar acum trebuie să găsesc ținuta perfectă. Da, și știi ce ziceam de tipul ăla? Bună, mine! Bună! Mă bucur că ai putut să vin. Hei, da, am zis să fac și altceva decât ce fac în fiecare moment sănăt. Știți momentul acela când prietena ta cea mai bună își face o altă prietenă, iar tu rămâi pe din afară? Da, în cazul nostru, Lena și Milen pare că se înțeleg destul de bine, iar Runa nu e prea fericită. Foarte rău. Păi, intră și fă-te comod. Mersi! Da, hai să continuăm. Mă rog, nu mai așteptam să vină. Ce rând de fi? Mi se pare de treabă. Da, mă rog. M-am prins la ce se referă. În sfârșit, ținuta perfectă pentru petrecere. Chiar îmi place. Selena, ești gata? Hai! Da, să revenim la realitate. Hai odată! Imediat! Cobori în 5 minute! Mereu pățesc asta și mereu spun imediat și durează o grămadă. De ce nouă fetelor ne ia atât de mult să ne pregătim? Chiar, de ce le ia așa mult? Acum sunt gata. Cred. Selena! Vin acum! Hai odată! Of, parcă părul nu-mi stă așa bine. One eternity later. Îmi place așa să zic. Selena! One eternity later. Fără mine. Tare. Așa, unde rămăsesem? Ah, la păr. Selena, hai odată! Sunt cea mai mare întârziată. Vin acum! Chiar că este. Dar eu zic că dacă suntem relaxați, vom fi mai fericiți, nu? Am multe emoții, chiar vreau să iasă cum trebuie. Stai liniștită și bucură-te de moment. Ce înseamnă o prietenă bună? E alături de tine în orice moment și îți dă un sfat bun, te susține. Mai rar așa. Păi da, dar fac 16 ani, vreau să fie special. Crede-mă, o să fie super. O, și de cine a venit? Hai mai repede, întârziem la petrecere. Mamă, calmează-te, nici nu știm pe oamenii ăștia. Stai mai încet. Ce te tot grăbești așa? Tu nu-i știi, dar eu și părinții Lenei am fost colegi de liceu. Wow, ce interesant. Ai zis ceva? Ups, nu te pune cu mama. Ea mereu are dreptate. Părinții ne iubesc și chiar dacă se mai supără, vor fi alături de noi mereu. Nu, mama, hai să mergem. De acord, hai. Ce amuzant. Asta e mai comedie. Ce faci, frate? Te-ai gândit și tu să faci? La mulți ani, Elena. Și nu te să-ți fii flatat. Am venit aici doar că m-au trimis părinții. Crede-mă. Vai, mulțumesc. Ce onoare. Onoarea e de partea mea. Ce să zic? Apropo, sunt și fete la petrecere. Poate a meritat să vin. Poate. Și să nu pleci de aici, ca să te spun mamei. O să tac, nu spun nimic. De ce frații trebuie mereu să-și arunce replici răutăcioase? Eh, așa se întâmplă mereu. Și când cresc mai mari, sunt cei mai buni prieteni. O să vedeți voi. Da? A fost crestă. Ah, părinții ăștia, cum ți-i crești, așa e aia. Își fac griji peste griji. Și nu e un lucru rău. E normal să aibă grijă de noi. Până simt ei că este nevoie. Da, sunt bine, dar nu prea cunosc pe nimeni pe aici. Mama, asta-mi treaba ta. Hei, tu ești Lena? Da. La mulți ani, e și ziua mea astăzi. Mersi, wow, ce tare. O să sărbătorim împreună azi. Da, sper că da. Mama mea vine imediat. Știu că e prietenă de familie cu familia ta sau ceva de genul. Ah, ok. Ha? Ricky? Ce caută el aici? O, Doamne, sper să nu mă vadă. Hei, Ricky, vino aici să-ți prezint pe cineva. Nu. Vine aici, ce drăguț e. Sper să nu-și dea seama că îmi place de el. Wow, de două ori în acea zi, nu pot să cred. Ce zâmbet frumos are. Nici eu. Ups, am zis-o cu voce tare. Ce drăguță. Voi de unde vă cunoașteți? Da, ne-am întâlnit la plajă azi dimineață. A ținut minte. Voi
Voi vă cunoașteți? E frate meu. E sorme. Wow, nu semănați. Mă rog. Bine, hai că eu sunt pe aici, da? Mă duc să caut pe mama. Ok. Pa! Ok. Cam amuzat. Hei! Hei! Scuze că te-am lăsat baltă mai devreme. Nici o problemă, oricum eram concentrată pe not. Până la urmă ai să te treci? E, nu-i petrecerea mea. Da, până la urmă e ziua ta. Da, mă distrez și eu cum pot. Dacă ai nevoie de mine, eu sunt lângă piscină. Te aștept acolo, dacă vrei să vorbim. Da, ok. Așa e cel mai bine. Când te cerți cu cineva, să rezolvi problema. Și să te împaci. Atâta timp cât nu te-a jignit atât de tare, încât să nu mai poți fi prieten cu acea persoană. În cazul lui Emilien Chambat, nici nu o poți numi ceartă. Deci m-ai iertat? Da, suntem prietene. Wow. Selena singură? Hei, ce faci aici singură? Nu mă așteptam să vii. Păi, n-am găsit cu cine să stau și am zis să mă uit la lume. Ce face? Da, nu prea sunt oameni cunoscuți aici. Tu, știți momentul acela când vorbiți cu cineva și uitați tot, efectiv tot ce aveți în cap? Da, asta am pățit și eu acum. Când Ricky s-a așezat lângă mine, o să-i pun prima întrebare care îmi trece prin cap. Cunoști pe cineva pe aici? Da, pe sora mea. A, da. Apropo, ai văzut ce frumos este? Da, e albastru, ca de obicei. Da, e un albastru frumos. Da. Ăla-i lanțicul sora mea? Nu, Doamne ferește, e al meu, l-am găsit pe plajă. Seamănă foarte mult cu al ei. N-am observat. Mă rog, vrei să mergem să dansăm? Hai să mergem să dansăm. Și nu l-am cred. Stai, ce? Am și eu! Exact la fel. Nu cred. Wow. Dar seamănă-le aici, am crezut că este unic al meu. Și eu. E ciudat. E foarte ciudat. Care mai arată ție-l odată. Arată exact la fel. What? Voi de unde l-aveți? Eu din cadă. L-am găsit așa. Da. Ok, și tu? L-am găsit în piscină, chiar în piscina asta. Wow, eu l-am găsit pe plajă când căutam niște scoici. E foarte ciudat. Da. Arată exact la fel. Fetelor, eu trebuie să mă duc că mă așteaptă un băiat să dansăm. Sper că nu e frate meu. Și tu acum. Bine, vorbim mai târziu. La mulți ani încă o dată. Și ție. Mersi. Stai, ce? Asta e prea de tot. E și ziua ta. E ziua mea, da. E și ziua mea. Nu cred. Și e și ziua ta. Da. Ce? E foarte ciudat. De ce? Care adică cred cum de-am ajuns să fim amândouă, toate trei, de fapt, în acea zi? Nu știu cum am. Da. Nici eu nu știu. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Mai sunt 5 minute până la 6, când împlinesc, de fapt, eu, 16. Și așa la ora 6. La ora 6? Da. Da. Nu înțeleg ce se întâmplă. Foarte ciudat. Ok, hai să sărbătorim, sărim toate la ora 6 în piscină, da, vreți? Da, super. Ok, hai. Bine, ne vedem mai încolo. Am sărit în apă și în acel moment... Wow! Wow! Doar în câteva secunde ni s-a schimbat viața. Aceea a fost ziua în care am devenit sirenele. A apărut noua colecție de caiete, măști și tricouri back to school. Intră pe www.andragogan.ro și fii primul din clasa ta care are caiet și ghiozdan marca Andragogan. Ne vedem în septembrie. Bine. Foarte tare. Asta a fost reacția mea. Sper că v-a plăcut și vouă acest episod. Like și subscribe și clip pe clopot. Da, ne vedem data viitoare. La revedere!